Ardelenii vor ajunge mai ușor la Viena decât la București, dacă autoritățile române au eșuat lamentabil în tentativa de a ne lega de Occident printr-o rețea de autostrăzi timp de aproape 30 de ani, fac acest lucru austriecii, dar pe calea ferată. O companie feroviară austriacă intră pe piața de transport călător din România cu o rută directă Cluj-Napoca-Viena din 9 decembrie. Cei 770 de kilometri ai rutei, care se va numi Transilvania, vor fi parcurși în 10 ore, în condițiile în care ruta Cluj-București de doar 497 de kilometri este parcursă în 12 ore cu trenul. Cele două orașe vor fi legate zilnic de un tren care va pleca din Cluj la ora 7:40 și va ajunge în Viena puțin după ora 17. Rușinos este că media de viteză crește pe măsură ce ne îndepărtăm de România. Dacă cei 174 de kilometri care despart Cluj-Napoca de Oradea vor fi parcurși în aproape 3 ore, cei 300 de kilometri dintre Oradea și Budapesta vor fi făcuți în 4 ore și 20 de minute, iar distanța de 250 de kilometri dintre Budapesta și Viena va fi parcursă în numai 2 ore și 19 minute. Trenul ajunge astfel la o viteză de 100 de kilometri la oră pe căile ferate ale Austriei. La ruta de întoarcere, trenul pleacă din Viena la ora 10:42 de minute și ajunge în Cluj puțin după ora 22. Clujenii sunt încântați de această facilitate. Mi se pare ceva grozav, chiar aș folosi ruta asta. Se poate, deși nu prea obișnuiesc să călătoresc cu trenul, mai degrabă cu avionul sau mașina, dar putem încerca, deci o să fie perfect. Încercăm, cum să nu? Da, pe bune, dacă aș fi mai repede decât cum sunt trenurile acum, da, aș vizita, pe bune, pe Viena. Era și timpul să se facă ceva și dincolo, ar fi timpul, mă rog, să sperăm că o să o prind. Ce părere aveți despre faptul că va dura mai puțin decât cursa obișnuită Cluj-Napoca-București, deși distanța este mai mare? Nu m-aș aștepta la altceva din partea vestului, așa că ar fi minunat. Nu știu cum se poate, sunt mai repede trenurile în Ungaria, dar știu cum sunt la noi, dar de la Brașov până la București sunt cam ok, dar de la Brașov până la Cluj e foarte nasol. Și orădenii vor beneficia de această rută. Trenul are planificate 23 de opriri, printre care Oradea și Budapesta. Operatorul național austriac a luat decizia de introducerea unor destinații din România în contextul liberalizării pieței de transport de persoane pe căile ferate din țara noastră. În 2016, CFR Călători a avut în plan introducerea acestei rute cu plecare din Cluj-Napoca, lucru care nu s-a întâmplat. Cursa feroviară Viena-Cluj-Napoca apare deja pe site-ul companiei austriece. Nu se știe deocamdată prețul biletelor și când vor fi puse în vânzare tichetele. Toate cele trei țări pe care trenul le va străbate sunt implicate în acest proiect. Companiile responsabile sunt CFR Călători, operatorul național feroviar din Ungaria și cel din Austria.